În comunicarea în privirea articolului 133 aliniatul 1 și articolul 134 aliniatul 1 litera A și aliniat 5 din discuția primarului 273 din 23 am 11 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local. În dispoziția 274, ordinea de zi a fost suplimentată cu încă un proiect de hotărâre. Rog doamnele și domnii consilieri care au un interes în natură patrimonială care ar putea să le înfrânteze obiectivitatea și se abțină de la eliberare și adoptarea hotărârii. Domnul președinte, vă rog să vedeți și eu ordinii de zi. Da. Proiectul ordine de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local de Legiu din 28-11-2023. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local de Legiu din 24-10-2023. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de servitude aerian la rotirea palelor turbine ale unui drept de servitude de suprafață pentru proiecția palelor pe sol în favoarea SECE Borzești Wind SRL. Inițiator primar Nicu Ciprian. 3. Proiect de hotărâre privind reducerea cu 10% a numărului maxim de posturi și aprobarea noului stat de funcții și organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Helegiu, începând cu 1 noiembrie 2023. Inițiator primar Nicu Ciprian. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de audit numărul CCBC pe 2023 66651 din 4-10-2023, precum și scrisoarea către primar număr CCBC 2023 66653 din 4-10-2023 a Camerei de Conturi Bacău. Inițiator primar Enea Nicu Ciprian. 5 proiecte de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Helegiu prin disponibilizare către fondul de rezervă al Guvernului. Inițiator primar Enea Nicu Ciprian. Se suplimentează ordinea de zi cu încă un proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții înființare sistemului inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Helegiu, județul Bacău, aprobat pentru finanțare din Programul Național de Investiții Anghel-Salin, precum și asumii reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Și ultimul punct, diverse. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Primul punct al ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local Helegiu din 24-10-2023. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de servitute aerian la rotirea palelor turbine și a unui drept de servitute de suprafață pentru proiecția palelor pe sol în favoarea SECE Borzești Wind SRL. Bună ziua, în primul rând. Este vorba de acel proiect pe care am concesionat către firma respectivă prin vederea construirii unor centrale eoliene. Este cerut de către fondul european, de către AFIR. Inclusiv un servitut aerian, cât acele palete, viteza vântului, e posibil să, nu știu, să țină umbră uneori, dar nimic eu să cred că... În fine, asta este cerere solicită, iar noi trebuie să le dăm acest aport. Dacă aveți nevoie să întrebări... Da, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, să abține cineva, nu? Da. Proiect de hotărâre numărul 3, privind reducerea cu 10% a numărului maxim de posturi și aprobarea noului stat de funcții și organigramii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Helegiu, începând cu 1 noiembrie 2023. Odată cu apariția legii 293 privind unele măsuri bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, se stabilesc în sarcina autorităților câteva obligații. Una dintre ele ar fi aceea ca începând cu data de 1 noiembrie să se reducă cu 10% numărul de posturi alocate conform ordonanței 63/2010 prin
adresa 7848 din 19-a a instituției prefectului, mi se comunică că avem dreptul la un număr maxim de 39 de posturi conform anexei 1, 6 posturi funcții publice pentru poliția locală conform punctului 3 din anexă și 3 posturi pentru implementarea proiectelor finanțate pe fonduri externe nerambursabile, posturi care nu au fost înființate, deoarece implementarea se face cu personal din cadrul aparatului de specialitate. Deci reducerea se aplică doar la anexa 1, unde avem dreptul la 38 de posturi existente fiind în structură 38. Deci reducerea nu sunt 4 posturi, dacă ar fi să aplicăm la 39, ar veni 3,94 posturi, se vor desfința doar 3 posturi ca să ajungem la numărul de 35. S-au avut în vedere posturi care nu sunt unice și atribuțiile acestora se mai regăsesc și în alte fișe post. S-a propus desfințarea unui post de îngrijitor de la compartimentul de servire, un post de funcție publică de la compartimentul agricol și cadastru, vacant, și un post funcție publică din cadrul compartimentului relații publice, la fel vacant. Cea de-a doua situație ar fi că, odată cu apariția acestei legi, din codul administrativ, nu mai există, se desfințează funcțiile de șef de birou și odată cu aceasta structurile care se numesc birouri vor fi desfințate. Până la aprobarea noii organigrame, când, în decembrie, avem un termen până în decembrie când se va face reorganizarea, aceste posturi vor avea, se vor numi compartimente, iar șefii de birou vor fi, până la aprobarea noii structuri, șef de birou intermediar. Aceasta era cea de-a doua situație. Iar cea de-a treia situație este, fapt, se regăsește o transformare a unor posturi datorită faptului că în luna octombrie a avut loc promovare de grad profesional. Ordonanța Guvernului 57 privind codul administrativ spune că în urma promovării se face transformarea postului la ocupat și au fost 4 funcționari care au promovat, un funcționar din cadrul compartimentului financiar contabilitate, un funcționar din cadrul compartimentului urbanism, amenajare, teritoriu, unul de la agricol și cadastru și unul din cadrul compartimentului poliție locală. Dacă sunt discuții pe fața acestui proiect? Da, eu sunt abținere. Bun. Deci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de audit. Și scrisoare către primar. A Camerei de Conturi Bacău. Cu numărul CSCBC 2023-66.651 din 40-2023. Dacă permiteți să încep eu și apoi domnul contabil o să vă răspundă punctual. Cu siguranță vor fi întrebări și mi se pare normal să le rămânim aici. E vorba de raportul curții de conturi. După cum știți, în 3 ani, curtea de conturi vine la unitatea interne teritoriale. În urma controlului de 6-7 săptămâni se întocmește un raport pe care, cu siguranță, l-ați și însușit. Până acum era obligatoriu să fie supus și spre aprobare. Acum am înțeles că doar trebuie adus la cunoștința Consiliului Local. E un raport de, ca toate celelalte, fără să fie probleme majore. Toate neclarități, să spun între ghilimele, tot ce a fost constatat pe perioada verificărilor au fost duse la îndeplinire. Sunt câteva lucruri pe care le-am și discutat împreună cu domnul director
Gerasim Red, nu? Da, legat de consumul la mașini, de o achiziție la pompe, pe situații de urgență pe care dânșii au interpretat ca și cum nu s-a respectat regimul achizițiilor publice, dar pentru că situația de urgență vis-a-vis de alimentarea cu apă din punct de vedere nu scapă amânare și nu poți aștepta în zicap până când încredințezi o lucrare, ținând cont că pompele rezerveau satul de lemne în întregime. A fost o chestie cu parohia de la Bărătirea, dacă nu greșel, care s-a rezolvat între tot perioada. Solicitarea inițială a părintelui era pentru achiziția unui teren în vederea construcției acelei capele de la Răzești. Și ulterior am revenit, iar banii au fost folosiți în vederea construcției și nu a fost schimbată cererea. Da? Nu știu dacă știu ceva. Cu amenda aia de la de Române. Da, dar nu au pus accent mare pe ea. Adică, cum spuneam, recomandam să nu se mai... Acum, probabil, cred că o să fie întrebări. Sigur, mai bine o să răspundeți întrebările pe care să le adreseze domnul consilier sau, dacă vreți, o citire aici, cu raportului, cu siguranță l-ați și studiat, nu? Da. Domnul primar, înainte de a ne răspunde domnul contabil, vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum se pare raportul ăsta în comparație cu cel de acum 3 ani, pentru că acum 3 ani spuneați că este cel mai bun de departe. Este și acum la fel, adică nu e nicio problemă care să fie îngrenat bugetul comunei de regiune, cheltuieli nejustificate, cheltuieli nefondate, care nu se regăsesc de fapte penale, de, nu știu, că la altă primărie acolo nu se ajunge până la, nu știu, proces. E bine să luați punctual, pentru că pot să vă răspund fiecare. Da, punctual. Denaturarea evidenței contabile. Citesc din raport. Supradimensionarea cheltuielilor fără recuperare contravalorii serviciilor prestate. Prezentare de date eronate în situațiile financiare ale entității. Nu, și după să nu, pe rând. Deci nu, eu doar trag niște concluzii, nu vreau răspunsuri pentru că sunt precizate aici, da? Sunt termene de remediere, deci eu să prezint doar niște concluzii ale raportului. Prezentarea de date eronate în situațiile financiare, care au influențat rezultatul financiar în exercițiul bugetar în sumă de. Mai spuneți dumneavoastră că nu este o problemă, deci nu. Care este prejudiciul între ce a constatat Curtea de Conturi? Aveți un prejudiciu? Nu există prejudiciu. Curtea de Conturi spune să stabileți dumneavoastră care este prejudiciul și să recuperați. Dar deci au fost un control și dacă a fost un prejudiciu... Nu constată primarul. Primarul este o altă funcție de... Executivă și atâta tot. Da. E cheltuit legal și corect ce a fost întâmplat. Că dacă ar fi fost un prejudiciu, cu siguranță, Curtea de Conturi ar fi scris în raport. E un prejudiciu de X lei, ca primăria Hebegiu. Mi se pare normal. Repet, pentru tot ceea ce se întâmplă pe perioada mandatului primarului, primarul încerca de răspunde și cu capul, până la urmă, pentru că libertatea... Nu, domnul primar și Consiliul Local sunt solidar. Doamna primar, doamna ex-primar. Eu vă spun că lucrurile nu sunt chiar așa, dar știți foarte bine. Putem discuta până la... ora 17, domnul ăsta. Eu vă spun că vi l-am pus la dispoziție, sunt deschis să vă răspund la absolut orice întrebare. Și dacă e ceva de răspuns, eu voi fi cel care răspunde, nici de cum, nici dumneavoastră, niciun consilier local de aici nu va răspunde nimic. Mai ales că nu există un prejudiciu, nu există o faptă penală. E un raport pe care n-am nicio problemă să-l prezint în fața dumneavoastră, puteam să-l prezint, că legea azi îmi permite. Nu știu dacă de primărie îl prezintă în fața Consiliului Local. Totdeauna am spus că la HDG-ul n-am nimic de ascuns. Repet, tot ceea ce se întâmplă în raportul respectiv, acele întrebări au fost rezolvate pe perioada controlului. Sunt niște termene date pentru a întocmi o comisie în vederea stabilirii consumului la mașinile din proprietatea... Ați recuperat, domnul primar, a spus că astea sunt imediate. Ați recuperat banii pe carburant care au fost folosit în interes personal? Dar nu am ce recuperat, pentru că ne-a lăsat la atitudinea asta să constatăm noi dacă este un prejudiciu. Ați văzut în raport o sumă de bani cheltuită nejustificat? Nu, raportul spune că banii... Dar lăsați-mă să termin și eu ideea.
raportul spune că banii au fost cheltuiți fără respectarea procedurilor legale. Vă spun imediat care sunt procedurile legale. Deci vă spun eu cum stau lucrurile. Dar știți că știu și eu. Deci, da? Eu dacă aveți o deplasare, n-ați procedat așa. Deci dacă aveți o deplasare, luați un ordin de deplasare, luați o delegație, pune o ștampilă. Așa, dumneavoastră. Dar știu că sunt depășită. Da, știu că sunt depășită. Da. Nu, așa se face. Eu vă spun că așa a fost păstrate același model de caiete de foi de parcurs. La niciun control nu s-a cerut acele de ordine de plasare să fie semnate la instituția la care se vor deplasa mașinile din proprietatea Consiliului Local. Eu am mers mai departe, inclusiv la controlul din 2020, nu a fost nicio problemă, am păstrat același model de carnete. Carnetele sunt completate conform legilor, mai puțin atunci când ajungi la Bacău, la prefectură, de exemplu, pentru că o scrie în foaia de parcurs, ar fi trebuit să pui o ștampilă de la registratură. Eu vă spun un singur lucru. Foaia de parcurs pe mașina 12H LG, pentru că era singura mașină în discuția respectivă și are numărul, nu era jokerul pe raportul respectiv, are în jur de 30-40 de kilometri zilnic. Kilometri care se fac în raza comunei Helegiu. Eu dacă merg în teren de 4 ori, de 5 ori pe zi și merg în fiecare zi, eu nu am unde să pun o ștampilă pe ordine de plasare sau pe foaie de parcurs. Pentru că e o lucră pe care primarul o face pe lucrările publice pe care le are. Și cred că am, slavă Domnului, cred că azi am făcut 5 drumuri de Răgureș și de Poiana. Unde să pun ștampile? Nu am unde. Atunci am păstrat aceleași carnete care le-am prezentat și în 2020, și în 2017, și în 2012. N-am crezut că este o problemă. Și ne-au dat cunoștință că nu respectăm întru totul legea și că să convocăm o comisie cu un persoană desemnată pe care noi am și lucrat la această comisie. Nu ne spune de un prejudiciu, nici nu ai cum să-l calculezi. Eu vă spun că Dusterul pe care eu îl folosesc din 2016 are azi 195.000 de kilometri. Împărțiți-i la câte luni sunt, să vedeți că o mașină de instituție al Comunei Helegiu nu depășește 20 ceva de mii de kilometri pe an. În situația în care o mașină a unei persoane private consumă mult mai mulți kilometri. Mașina personală a mea, de exemplu, are 30-35.000 de kilometri fiecare an. Nu s-a constatat a fi un prejudiciu vis-a-vis de combustibil. Pentru că dacă ar fi fost, ar fi acolo de recuperat suma de 7.000 de lei, 70 de milioane, 700 de milioane. Nu vorbim de lucrul acesta. Vorbim că cu acele foi de parcurs nu au fost ștampilate. Vor fi de la 1 ianuarie, pentru că avem măsura asta, o lucru din altfel. Dacă voi disponabilizatul public ca cel care va răspunde de întornirea foilor de parcurs și din punct de vedere nu este absolut nicio problemă. Ținând cont că o mașină de instituție care consumă în jur de 100 și ceva de motorină lunar. Din câte mi-am amintesc și știu bine sigur asta, avem o tărâie de Consiliul Local care dumneavoastră s-a aprobat-o, în care normativ de 200 litri pe lună. Deci măcar nu depășim acel plafon. Tocmai de aceea n-a fost stabilit un prejudiciu. Dar ei spun că așa ar fi trebuit să fie și că așa trebuie să faci. Noi vom face la fel. De la 1 ianuarie, o comisie care se va ocupa de locul respectiv va... Și dacă eu spun că dumneavoastră și alții nu mai ați folosit mașina în interes personal, puteți să mă contraziceți? Nu. Păi, vedeți, despre asta este vorba. Dacă, și de ce spuneți că am folosit-o în... Pentru că toate cursurile au trebuit confirmate, domnul primar, și la București, și la Iași, și la Drăgugești, dacă vă duceți de trei ori, faceți cum se fac, doamna? Pe Azeu, că nu știți că avem FIAZ, sunt foi, nu sunt confirmate. Cine îmi confirmă mie când mă duc acum ca un urs la Delen, de exemplu, de două zile la capătul satului? Și am fost de 4 ore seara și dar de 2 ore. Dar în ianuarie cine mi le confirmă? La fel va fi aceeași situație. Nu le pot confirma. Cine să-mi duc? Spuneți cum să fac, eu nu știu. Și asta am întrebat și pe... Dar atunci când merg la o instituție publică, gen prefectură, gen la București, mă duc mâine la Ministerul Dezvoltării, o să am o delegație și o foaie de parcurs struptă din caietul de FIAZ, în care eu să pun o ștampilă. Îi țin. Foarte simplu. Deci, dumneavoastră, din nou spuneți și la fel de senin, că nerespectarea procedurilor de achiziție publică nu ar fi o problemă. Ce mare problemă. V-am spus și mai devreme că sunt cel care plătesc lucrurile astea. Cum le plătiți? Dacă se constată că am călcat într-un fel sau alt și financiar, dacă se constată că am călcat legea, personal, bineînțeles, primar cel care plătește. Că cu câți bănuți? Nu ați respectat procedura. Cu câți bănuți, doamna? Cu toți bănuții, cu toată procedura. Da. Cu
toți bănuții, că n-ați respectat procedura. Dar pentru ce? Nu depășiți, domnul primar, că este ședința Consiliului Local. De bun, asta aici vorbesc cât vreți. Nu, răspuns la întrebări. Păi și eu v-am spus, dacă vi se pare că nu ați spus, vă spuneți că este ok. Spuneți că este ok. Nu, nu este ok. Nu este ok să faci achiziții directe de lucrări, să faci achiziții directe cu referat. Da? Pentru ce s-a inventat SEA? Nu este lucrări, aveți 5 facturi de contract în baza unui deviz, fără contract. De ce nu rețineți garanție de bună execuție? De ce v-am spus? De ce plătiți? Pe este reținută. Ulterior. Pe parcursul lucrării, lucrarea la care face referire, deci, doamna, nu s-a finalizat, nu era finalizată. Și nu se reține la fiecare factură? Da, n-am reținut la prima factură, dar la a doua factură... Păi nu, sunt 5 facturi, sunt 4 facturi acolo enumerate la care spuneți că ați procedat în mod identic. Deci faptul că faceți achiziții fără nicio garanție, fără nerespectarea procedurilor legale, spuneți că este ok. Nu știu, vă întreb, doamna secretar, vă uitați pe contractele astea? Nu. Să nu, doamna, am contract de consilier juridic. Contractele prevăd garanții. Sigur că da, Dacă erați primar în locul meu și la venit, nu mă ascultați-mă și răspundeți, pentru că mă întrebați cu alții aici, ce să plăceați? Țapul ăla care trebuie să le țin toate? V-a anunțat la ora 7-19 seara că s-a ars pompa de la DN și, ținând cont că alimentezi două ori săptămână cu satul, ai nevoie de o pompă și să o aduci imediat să o montezi. Pe ce faceți? Intru pe catalogul electronic, așa, sau pe seapșe, facem achiziții, licitații... În două minute ai consultarea. Aia, acolo, și cine vine de să la o monteze? Și cine o montează? De la cel pe care l-ați să împărăți? Nu, domnule, cel care mi-a venit și a făcut lucrarea respectivă a trebuit să modifice totul. Pentru că în 2007, când s-a făcut lucrarea la apa respectivă, nu mai corespundea pompa, nici mai sunt, nici n-a mai fost același model de pompă să funcționeze automatizările. Întâi au trebuit schimbat tot ce înseamnă acele plutitoare pe care le-a depus calca. Vedeți și ați trecut asta undeva? Depinde că este trecut. Unde? Referat? În referatul de achiziții. Doamna, e capul meu. Și nu se trec criteriile astea pe seamă, primar? Doamna, Pedic, se trec toate criteriile. Așa, toate caracteristicile pompei. Plus de asta, legea îmi permite că până la o sumă de 100.000 de euro să pot face o cerință pe investiții. Dumneavoastră nu știți lucrul ăsta. Asta nu e investiție. Și de reparații până la 140.000. Asta nu este investiție. Ne-am încadrat conform lege. Vă spun eu lucrul ăsta. Auditorul spune, pentru că trebuia să spună ceva în 7 săptămâni. Ce trebuia să spună? Că Helegiul e roșu și curge apă și miere la Helegiul ca... Deci auditorul a greșit. Eu nu spun că eu nu caut vinovați. Vreau să-l caut. Eu nu caut vinovați. N-am căutat niciodată. Căutam vinovații, aveam bate mai demult. Nu caut vinovați. Poate să mai repetăm viitor și să face achiziție pe SEA până înaintea lucrării în sine. Nu căutăm vinovați. Nu putem de vedere chiar... Dar de ce nu căutăm vinovați? Nu are spus vinovați. Nu, dar de ce nu putem... Trebuie menționat achiziția asta din catalog. Pentru că nu am avut timp, efectiv, să l-am. Am găsit o firmă care cunoștea destul de bine. Și timp. Mai ușor o iei din catalogul electronic. Și firma aceea decât să discuți cu 5 firme. Dar nu am discut cu 5 firme, doamna. A, una. Nu, am chemat un om care se pricepe, lucrează în zona respectivă. E aceeași firmă care lucrează dumneavoastră când ați fost primar. Nu, nici măcar n-am schimbat firma. E o firmă de la Comănești, la Forsev, are SEAP. Nu aveam timp să facem SEAP vis-a-vis de achiziția respectivă. Asta încerc să vă spun. Și era insuficient să achiziționez doar o pompă, pentru că eu nu sunt specialist. În momentul în care a ajuns pompa la DL, am constatat că pompa respectivă s-a defectat pentru că au fost nu știu ce probleme pe partea de alimentare. S-a colmatat din cauza nisipului filtrele. Senzorii de plutitorii de la rezervor nu mai corespundeau, că nu mai lucrau după 5-6 ani zile din cauza cadrului depus. Au trecut o revizie capoadă. Pompa nu mai vine pe același, nu știu, mi-e greu să vă explic, nici măcar nu mă pricep, nu sunt instalator. Nu se potrivea la legătură respectivă, au trebuit un alt model de pompă, am schimbat tot ce înseamnă parte de... Bun, în ce bază s-a decontat lucrările la drumul cu ecodemnțările? În baza procesul verbal de recepție. Hai că, când a fost, spune că nu s-a făcut proces verbal de recepție. S-au făcut, da, există. S-au făcut, vă spun că s-au făcut. Dacă vreți, deci ea scrie, deci ea scrie prostii doamna. Nu, acolo a fost greșeala noastră că n-am observat la timp că să mai poată remedia raportul. Adică și la când o să vină la constatariu, bă,
oră proces verbal de recepție, fără de vis, există, 8 ore pe zi, 10 zile, fără specificarea locului intervenției, la prețul de 150 de euro, fără achiziție, nici cu asta, fără achiziție din catalog electronic. Și ce ce n-ați avut timp? Nu. E vorba de lucrări de 10.000 de lei, de 7.000 de lei. Nu, e vorba 450. Nu, da. N-ați avut timp să luați de 10.000 de lei, de 7.000 de lei. E vorba de acel om pe care noi îl folosim de foarte multe ori pe plăci seamnă de urgență. Ce vă spune? De ce nu ați luat catalogul electronic? Deci luați de urgență, nu am avut timp. Asta ce spuneți. Și atât tot vezi frate. Da, 7.000 de lei, de 8.000 de lei, nu e o piese cap. Sunt 4 factori, una de 12.000, una de 12.000, nici măcar legea nu mă obligă. E 11.000 pe o lună întreagă sau pe o lună jumătate, nu e o singură factură, sunt lucrări mai multe. În fapt, în spatele fiecărei lucrări sunt fotografii, sunt procese bar de recepții, e vorba de lucrări foarte mici, cele mai multe dintre ele sunt pe branșamente eu de la apă. La dumneavoastră 10.000 de euro sunt lucrări? 10.000 de lei, doamna Bădică. Nu, dacă s-a dus 10.000 de euro. Într-un an întreg. Vorbim de tot ce vedeți acolo, sunt 96 dintre ele sunt intervenții pe rețelele de apă din Delești și dintre Bugești. Inclusiv astăzi am spărtură pe branșamente. Pentru că sunt aproape zilnic. Iar atunci când am aceste avarii, eu nu pot să le fac de capul meu. Și eu am un tip de la Ardeoan care stă pe zonă pe aici, îl sun imediat, vine cu bulbul de escavatorul, nu aștept să fac achiziție ZICAP, să vină o firmă de la Bacău, să-mi descarce bulbul de escavatorul, să-mi săpi în fața ulții de Ionuță Aștefrămaia și să mă schimb conduta, să pun un brașament. Deci 90% de lucrări respective pe un an de zile sunt lucrări la brașamentele de apă. La DLG-ul în fața magazinului, la DLG-ul în fața dispensarului. Sunt lucrări de 1000 de lei, 1500, 2000 de lei pe fiecare intervenție. Nu, nu, toate sunt peste 10.000 de lei. Pe factură. Deci dar eu vă spun că într-o factură sunt 5-6 intervenții, asta ce să vă explic. Dar eu nu vă cred. Dar puteți să nu vă credeți nici că... Pentru că raportul spune altceva, că nu sunt documente. Bun, în ce bază ați plătit transportul școlar? Cum e în ce bază ați plătit școlar? Păi nu, că transportul școlar spune că l-ați decontat fără să realizează următorina beneficiarului, da? Fără prezentare de documente justificative din partea prestatorului de serviciu, potrivit articolul 11 din contract. Nu au fost prezentate foi de parcurs, fie azeu pentru acele situații ca și la au fost efectuate cheltuieli privind alimentarea cu motorină și înregistrarea conturului în contul de cheltuieli fără prezentare de documente. Deci este exact aceeași situație ca și la mașinile primăriei. Mașina pe care noi avem în chirie și care îi mulțumesc lui Dumnezeu că am găsit o să pot face transportul de la o școală la alta, mai ales acum când am închis pentru reparație școala din Răbucești și aduc și din Răbucești, eu nu văd, nici măcar n-am înțeles și am spus și doamnei inspector că mi se pare un abuz să soliciți ca pe foaie de parcurs la mijlocul de transport care asigură transportul de la școala Drăgucești la școala de Hemegiu, în cadrul aceleiași școli, aceleiași comuni, să-i pună ștampil. Cine să-i pună ștampil? Directorul de la școală? Că-i țin directul acelei trei structuri. Și cum să fac? Învățăm, noi nu știm cum. Deci eu asta vă întreb. Cum să facă? Dar de unde știți dumneavoastră că motorina cu care ați alimentat acel autobuz a fost folosită exclusiv pentru transportul școlar? Pentru că are un consum pe kilometri pe care noi avem într-o plan managerial, să spunem, de la începutul închirierii. Știu că într-o zi face 25 de kilometri, la un consum de 10%, el trebuie să consume atâta motorină pe zi. Deci, dar are foi de parcurs. Și are foi de parcurs, dar la fel, nu sunt ștampilate. Cum să le strânge copilul de la Mocanci până la școala la Helegiu? Îl lasă și fuge apoi la Drăguge, să le ia de pe vale până la Helegiu din nou. Eu, dacă la mașina primarului, să spunem că s-ar putea, și mi se pare ok, și de acum o să fac lucrul ăsta, să pun ștampil la fiecare instituție la care merg, la mijlocul de transport al copiilor, mai ales că Doamne, bine că am găsit comuna să-mi facă, că noi n-avem nicio bușculară în comuna Helegiu nici astăzi. În situația în care au luat comune câte 5 luate acum 10 ani. Nu am nicio explicație ce nu sunt. Dar trebuie să mă găsiți și pe mine, să știți. Eu o să fiu un conflict de interes și o să spuneți că voi vreau să vă întind o capană și nu v-ați fost să intrați singur în joc și eu... Dar nu vreau să intru, dar dacă chiar nu găsiți, dacă chiar nu găsiți, chiar nu găsiți nicăieri pe piața transport școlar. Am găsit o manifestă, după 3 ani. Da, nu, eu n-am vreau, sincer, nu vreau să polemizez, pentru că poate ceilalți, dacă s-a făcut curiozitatea să vă uitați, dar sunt convinsă că poate nu prea mulți, sunt frustrări, vei spune. Mie mi se pare că ne îndreptăm într-o direcție primejdioasă cu administrația locală. Da. Atâta
timp cât nici regulile elementare, deci nu mai spun pentru că astea sunt eșantioane, să ne înțelegem, aici nu discutăm despre o analiză, aici nu este DNA-ul, aici sunt niște eșantioane pe anumite lucrări, da? S-a întâmplat să fie și... Deci, dar concluziile care se repetă obsesiv în raport este neregistrare, supraestimare. Deci, îmi amintesc că a putut reale, dar ce ai zis, am văzut raportul trecut, la fel. Prejudiciu, abateri, corupții, nu știu Dumnezeu. Uite că au trecut 3 ani, n-a bătut nimeni la ușa primarului, nu l-a legat nimeni, nu știu Dumnezeu, nu o să-mi lezi cu toată. Am și o întrebare. Vă ascult, doamna. Vis-a-vis ce a zis dumneavoastră mai devreme, nu se putea face lucrarea dacă era urgentă și după aceea să facă achiziția PSA, ulterior factura. Nu poți să mai faci ulterior, că... Da, se poate, deci dar... Deci se face factura exact cum a plecat mai devreme de la primărie și nu doresc lucrurile. Cum să fac lucrarea și apoi să fac achiziție? Nu există. Mai trebuie să o cum ilegal să nu faci achiziția. Nu este doamna Alcoma, dar ce vă spun și studiați când mergeți acasă. Vedeți că am voie să fac achiziție pe SICAP, cu fără SICAP, până într-o valoare de... Nu trebuie neapărat luată pe SICAP. Pentru toți 1500, 2000, 3000 de lei cu Ecodel, de exemplu, nu aveam nevoie să fac o achiziție pe SICAP. E bine să o fac. Știți ce înseamnă că se cap? E o nebunie. Vi se pare că nu știu ce este. Nu înseamnă nimic, doamnă. Înseamnă același treabă. Tu cine vreau eu pe cap, ca să mă înțelegeți. Păi tocmai. Deci nu respectați legea. Păi de ce studiați pe aceeași mărie cu altă pălărie? De ce studiați legea? Nu studiez, eu respect. Nu înțeles că eu respect. Și nu puteam să iau o pompă de la Sfântul Gheorghe sau la țicat pe care o găseam și când ajungeam cu ea aici, să nu aibă cine mi-o monta, să nu aibă cine să mi-o repede, să aibă cine o pornit. Nu, e aceeași firmă de care s-a făcut. Nu asta mă referă. Nu poți, n-aș putea să lucrez, aș să achiziționez mâine. Nu există așa ceva. De atunci este ilegal. Nu, domnule, atunci îți faci un referat de necesitate. Dacă este legal să lucrezi fără contract, dacă este legal să lucrezi... Există contract. Dacă este legal să lucrezi fără achiziție, este legal și să ai... Există și achiziție, achiziție direct, asta nu înțelegeți dumneavoastră. Nu, este un raport. Da, achizițiile directe se fac din catalogul electronic, domnule. Directă și cum e? Da? Depinde de valoare, doamna. Deci achizițiile directe, conform legii, ce fac din catalogul electronic. Ce faci? La dumneavoastră este cu totul altceva. Nu toate se fac în... SICAP. Adică este un anumit prag valoric sub care ai voie să cumperi direct fără SICAP. Pe lucrări? Da. Pe lucrări? Da. Și pe lucrări, și pe achiziție de produse, pe absolut orice. Da. Numai că este o anumită valoare pe care nu trebuie să fie să desfășoare. Da. Vedeți că raportul spune altceva. Dacă dumneavoastră spuneți că este, toate sunt ok, eu... Na, nu știu. Mi se pare că atâta sfidare și atâta... Nu fi cu senzația că nu-mi poate. Și ce? Aveți dumneavoastră impresia asta, să știți că cei care sunt aici, nu-și permit lucrul ăsta. Eu chiar nu-mi permit să sfidez pe nimeni și chiar nu-mi permit dumneavoastră să fac lucrul ăsta. Dacă nu ne-ați sfida, n-ar sta datorul la dumneavoastră la crâșmântul programului de... Da, nu, mănânc, am dreptul să mănânc. Da? Deci dacă nu ne-ați sfida și prin voi toată ziua, asta este sfidare. Cu mașina primăriei nu vă duceți la masă. Ba da, dacă sunt un program, îl duc la masă, iau și acasă în fiecare seară, pentru că eu sunt să fii sănătos. Eu am în fiecare seară, am și fiecare zi, știți foarte simplu. Știți că asta e penal, apropo de spune. Nu este penal, domnul, să fie penal. Știți că abuzul este penal. Nu este abuz. Nu este abuz. Dacă am o situație de urgență, eu nu cer șoferul să vină să mă ia. Nu, eu mă duc singur cu mașina. Nu, dar nu trebuie să veniți pe jos când nu dați. Nu, n-am timp. Nu, dar eu, uite, că stau la Ghereciu, că stai la Ghereciu, veneați pe jos la primărie. Nu, venea fraierul ăla de șofer și la ea de acasă. Nu, nu. Deci am aveta cu mașina mea, domnul primar. Și era cheltuiala mea, stat că nu vreau să mă cer cu nevoastră, eu la capăt. Deci făceam aveta cu mașina mea, eu cu mașina mea, da. Cu aveta. Ei bine, eu o să fiu sancționat, eu la anul voi fi sancționat, dacă am făcut voi ilegalitate și dacă nu voi fi... Dar nu e vorba de sancționare, nu despre asta este vorba. Dar despre ce vorba? Că stați și mă judecați aici, parcă am făcut pe dracu acum. Și e normal, e foarte normal, este legal, ceea ce fac eu este legal. Iar dacă este ilegal, vreau frumos să mergi dumneavoastră și să mă denunțați. Dacă aveți impresia că Ciprian Iene a făcut ceva ilegal la primărie, că a făcut o achiziție de 1000 de lei. Sau de 7000, fără să facă listă de... Deci, dumneavoastră, atât ați găsit aici, da? 1000 de lei, la achiziția de 1000 de lei, spuneți-vă. Da, la achiziția de 1000 de lei, la celălalt de cont de la de lei. Și ce mi se pare mai grav, că și aparatul pe care îl aveți, deci de corupție, dacă șeful e corupt, nu poți să-ți corupți aici. Stai ce ești, care ți-a luat cea dumneavoastră? Eu nu sunt în măsură să fac aprecieri. Eu nu am spus că sunteți corupt. Nu vreau să înmăciți votele. Deci nu despre asta este vorba. E vorba de cum tratați prevederile legale, e vorba de cum tratați reglementările. Despre asta este vorba. Există
un regulament după care se acordă bani la biserică? V-am spus într-o ședință precedentă. Nu dă bani așa. N-a făcut nimic, niciun ban la biserică din comună fără să treacă prin Consiliul Local. Nu s-a făcut nicio achiziție, nu s-a făcut nicio investiție fără să fie aprobat de către Consiliul Local. Fiecare biserică, mai puțin 20, primește 30.000 și alte 25.000. Nu s-a aprobat prin Consiliul Local. Dar prin ce s-a aprobat, doamna? Nu, s-a aprobat bugetul consolidat prin Consiliul Local. Nu s-au aprobat sumele individuale, pentru că eu nu știu ce lucrare s-au făcut. Fiecare sat trebuie o cerere de finanțare. Să dă hotărâre de Consiliu pentru fiecare biserică, dacă cerea, dacă vedeați raportul în care se spune banii care se alocă și pentru ce se alocă. Ați făcut 12 ani așa? Trebuie să schimbăm legea. Bisericile funcționează? Bisericile funcționează după principiul unui ONG, dacă nu știați. Nu așteptam. Păi de aparatul de specialitate ar fi trebuit să vă spună. Trebuie un regulament. Deci trebuie un regulament. Cu cât vine biserica la finanțare? Cu finanțare. Deci este, este așa o fericire și așa o, nu știu, indolență generală. Sunt subiectivă, îmi asum. Dar eu nu cred că lucrurile merg într-o direcție bună. E bine să fim comuni, cu cât mai simplu, cu atât mai bine pentru toată lumea. Dacă dumneavoastră spuneți că este ok, sigur, dumneavoastră răspundeți, pe mine nu mă interesează, am dreptul să spun un punct de vedere, nu vă acuz de nimic, nu sunt în măsură, da? Eu doar am constatat, sau nu, nici măcar n-am constatat, eu doar am reprodus niște aspecte consemnate într-un raport. Atât. Mulțumesc. Da. Da, dacă mai e cineva pe tema votului de cățină. Dacă nu trecem la proiectul de hotărâre privind rectificarea... Nu se propune ca propunere. Nu se propune. Păi da, nu la cunoștință. E un hotărâre care trebuie să însușește de către Consiliul Local. S-a însușit raportul. Supuneți aprobare. Supuneți spre aprobare proiectul de hotărâre privind însușirea raportului. Cine este pentru? Da. Împotrivă, abține. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Helegiu prin disponibilizare către fondul de rezervă al guvernului. Au fost banii rămași de la necheltuiți la BOSE, iar guvernul probabil i-a luat de la bugetul local și îi duce la fondul de rezervă. Deci, da. Și probabil dă prin bugetul de stat. Sau, mi-a diminuat bugetul cu suma de la... Credeau de la bursă. Tot ce da, nu e treaba, nu? Da. Bursele au fost date. Supuneți de aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Suplimentarea ordinii. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economice actualizate și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, înființare sistemului inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Helegiu, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salighi, precum și asumei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Dar dacă sunt discuții aici, putem acest, dacă nu spun lucrurile? Da. Supuneți spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Și punctul numărul 8. Și punct divers. Cine se înscrie? Domnul Tărnescu, domnul... Nu am o întrebare. La ședința anterioară, colegul Sturica a semnalat o problemă a unui domn de la Adelen. S-a făcut o anchetă socială, se știe ce fac. Da, am fost eu și am... Ai fost tu personal? Și? S-a rezolvat problema? Am depus documente. Ai depus documentele? Domnul Acela, care nu a dat opinia. Nu știam. Și la mine să primim și nu am răspuns? Nu am depus documente. Domnul Zernescu? Domnul Ședință, domnului de Parastru, la Oceanul Gheorghe, domnul primar, nu se mai poate fără până la dâna, nu poate ca să fie mașina. Și încă o rolă. Nu s-a făcut un tema și balast, cred că ne-am spunat pe câte ori. Am încă mi-a dus-o în bunza și îndreptat. Oceanul Gheorghe, Oceanul Gheorghe, care la Păzărica de azi și dar la Păzărica de azi și nu a făcut să mă întrebă. Nu, 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 nu
Da, o să facem. Da, zăpură. M-a făcut de zăpură care a fost în ultima perioadă. Nu știu, pentru că nu se lucrează duminică de seara. Duminică de seara pe la teren era un, era un drum aproape impracticat. Da, așa este. Acum nu știu ce s-a întâmplat. Adică special am avut, am avut utilaj și pe oamenii teren. Când am fost la tine, era mașina dumneavoastră, era chiar în fața magazinului. Da. Am trimis imediat, dimineața s-a coborât. Ce se dă? Ziua s-a topit parte din zăpadă de pe mașină, a înghețat foarte tare, iar în zonele de benți, unde noi punem întotdeauna videra Pancea în câmpul Opețelii, e regulă, pentru că prin sat ne-am cam ferit să... Pentru acum chiar nu avea trimis... Și apoi am văzut că erau, am trimis cu două camionete, iar la ora 5 coborât de mașina. Era foarte, foarte rău. Da, m-a luat soldată, m-a luat soldată. Am făcut de container, am fost și un scobor. Da, vreau să vă anunț că ieri s-a închis stația pentru apă și canal la Brătirea și Brătigești. Două firme au rămas pentru analiza economică. Bucurător e faptul că am două sunt din zona noastră, în zona Uneștiului. Dar Dumnezeu ca una dintre asocierile de firme să câștige și să nu fie contestații, pentru că în primăvară să putem da drumul și lucrările respective. Săptămâna trecută am început și lucrările pe drumul strada Poienii. Școala de la Deleni, de la Drăgucici, a intrat în reparații, se lucrează. Constructorul meu și-a luat angajamentul că la 1 iulie se va finaliza lucrarea. Putem în achiziții pentru dotări, la fel și pentru lămpi, am ținut contract cu Ministerul, pentru lămpile de întreaga română, cele lămpi digitale, electrice, inteligente. Se tânsc că va ninge și își va reveni pânza freatică, pentru că e nevoie maxim de apă. Și acum îi ține cu mine. Deci, să dăm o șansă pe care nu prea vreau să nu are niciun loc. Deci, toată zona e bună. Da. Deci întotdeauna am făcut apel și întotdeauna am anunțat-o de câte m-am dus. O să încercăm noi în primăvară să căutăm o firmă. Bineînțeles că mi va costa destul de mult. Au crescut foarte, foarte mult. Niciodată n-am să înțeleg din ce cauză alegi să spui un nuc, un prun, un copac, o salcină lângă firele din alte tensiuni, ca după ce cresc să nu mai poți nici să le tai, nici să te urci acolo și să mai pui și în pericol întreaga comună, că rămâne fără iluminat. Practic tot ce se întâmplă la noi cu căderea ce tensiune și la iluminatul public și la au numai cauza asta. Și în Drăgugești, și în Brătila au crescut niște nuci, niște chiar acum am vizit ceva să-l ajut. Și aia stradă și gard. Foarte mult. Deci, da, și în Brătila. Iar când te duci să-i tai, pentru mine cea mai problemă nu e că tai cu toate cringile care rămân, nici nu ai ce să faci cu el, nu poți strânge. Am zis că pe gal, dacă ne ajută Dumnezeu la anul, o să iau un tiraj de tocat vegetale, pentru că nu avem ce face poate a crești, poate a copași pe care te iei mai la drum. Am tăiat într-o zi pe fel, ca nimeni nu avem ce face poate a crești. A fost un camion de crești. Da. Ei, unul nu vrea să investească deloc în zonă, toate firele sunt aceleași fire de aluminiu de 50 de ani, 40 ceva de ani, la fiecare adiere de vânt, la fiecare ploaie, două fire de aluminiu s-au atins, dar da siguranța apa. Deci ea nu ne arde... La Brătila am o situație la centrala termică de la școală. Nu funcționează de vineri, din cauza tensiunii pe trifazic. O fază nu are tensiune pe ea. I-am chemat pe centrala Ion, aseară au venit centrala Ion la 8:30-9 fără ceva. Am chemat și fotistul. Au văzut că nu este tensiune pe cablu, pe fir, și mi-au spus în felul următor. Lăsă-mă așa, mâine dimineață, măsurați din nou tensiunea, că sunteți capăt de linie și că sunt mulți consumatori, și mai faceți o sesizare mâine. Astăzi am făcut iar sesizare, la 8:30 am sunat iar. Le-am spus situația, astăzi mi-au spus acum, înainte de a veni ședință, că mergem... A, probabil același lucru vor face. Capăt de linie, nu e tensiune. Nu știu ce, Dumnezeu face în cuvânt tensiunea asta de la Brătila. Deci nici măcar fierbătură de cafea nu se... nu pornea. Da. Sper să fie rezolvat ceva ce la ea. A fost o situație chiar comică aseară. Să spui că ai depistat că nu ai tensiune, ceea ce ți-am spus eu că nu ai tensiune, și să pleci, pur și simplu. Da. Da. Dacă nu mai sunt discuții.
câți de clare mai închise ședințe? Sunt un comunicat de la Cămin, ăsta nu aici, despre tot pe școală. Da? Am întors acum capul și bâți așa. Nu mai au fost trase către noi. S-au făcut în urmă. Țipița în bală. Exemplu de cetățean al comunei. Dacă scapă, e un pic de... Nu, 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 nu